Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi o să urmărim urmărim o stupină în care anul trecut, cam prin luna septembrie, a lovit un dezastru, adică familii care erau pe 6-7 rame au început să piardă albina constant. Apicultorul respectiv nu știe exact cauza, mai ales că a făcut și tratamente la timp. Iar în față la Urdiniș foarte multă albină moartă în iarbă. Destul de greu de explicat. În curs de 2 săptămâni au tot murit albina, căzând în fața stupului. E destul de trist, fiindcă e clar că nu e în mod natural acest lucru, mai ales că e în luna septembrie și că albinele ar fi cu trompa afară. Peste tot la fel se întâmplă. La fiecare stup. Apicultorul nu poate să ducă nici la analize, fiindcă deja au cam mult timp, au 2 săptămâni de când se moarte aceste albine. Și este o stupină mare, e cu pavilion, e cu stupii vărsați. E destul de trist. Apicultorul respectiv n-a mai postat filmulețe pe YouTube să înțelegem ce s-a întâmplat. Am o bănuială sumbră, așa să zic, că respectiv a pierdut toată stupina. Tot treptat au murit aceste albinuțe, dar e greu de suportat să vezi că îți mor albinele și nu știi din ce cauză. În luna septembrie este greu de crezut că ar mai fi stropiri la ceva plante sau, să spun altceva mai interesant, nici floarea soarelui nu cred că ar reacționa așa agresiv în luna lui, în septembrie. E posibil să fie ceva virusuri. Cu toate că unii apicultori fac și tratamente așa bătute în cuie, adică fac varachet, atât, gata. Nu mai alternează și alte tratamente. Dar aici e clar că e vorba de un mic dezastru. Bun, cam atât am vrut să vă prezint pentru azi. O stupină pierdută. Numai bine, până data viitoare.